Dacă vrei o coreografie complexă, recomandarea mea este cu câteva luni înainte, 3-4 luni. La final, când a trebuit să dea restul de bani, Mirele a zis, ăștia sunt 1000 de lei, i-a scos din plic. Dacă nu-și doresc coreografie și vor, adică nu au timp, trecerea asta dintr-o melodie în alta, doar pentru că e fan, e obositor pentru privitor. Industria anunților de la noi crește ca făt frumos și nici Dansul nu este. mirilor ne dă foarte mari emoții. 2022 anunță revenirea anunților grandioase. Ce la nu ta supătă! Bună și bine ai venit pe canalul de YouTube Urban Events. Eu sunt Alexandru Iancu, sunt cofondatorul Urban Events și ne aflăm într-o nouă serie de podcasturi Nunta Altfel. Alături de mine este Roza de la Roza Dance și vom vorbi despre un subiect foarte emoționant pentru miri, despre dansul de deschidere, dansul mirilor, care aduce foarte multe gânduri și foarte multe provocări, pentru că el deschide petrecerea. În cei peste 13 ani, cred că au fost sute, dacă nu mii de cupluri, Mădălina. Destul de mulți. Menționez că Mădălina mi-a spus să mă adresez cu Roza, pentru că așa este cunoscută de toți cei din comunitatea online, dar și offline. Ce m-a impresionat pe mine personal este viralitatea clipurilor ei de pe TikTok, unde sunt niște dansuri foarte up-to-date, așa, 2022, aș putea spune. Sunt acele clipuri care te face să te uiți până la capăt. Bună, Roza, bine Bună, ai venit și îți mulțumesc că ai acceptat. Mulțumesc și eu de invitație. Ne-am mobilizat un pic în sfârșit. Ca să ajungem în contextul ăsta. Cum este? Cum ești în perioada asta? Vorbim de anul ăsta? De anul ăsta. De anul ăsta a fost foarte full. Nu știu cum a fost la tine, la evenimente, dar la mine a fost foarte aglomerat. Ceea ce mă bucură, că au fost 2 ani în care nu a fost nimic și acum a fost full. Sunt cuplurile care au fost practic 2020 și au anulat nunta și 2021. Iar 2022 au fost multe evenimente, multe, foarte multe. Într-adevăr, este un an, aș spune eu, cu totul diferit față de tot deci ce am avut când sunt în industria asta până din acum, 2013. Da. Pandemia a schimbat cumva regulile jocului și s-a dus cumva în zona asta de a fi creativ, adică ai așteptat și vrei să faci un eveniment altfel. Da. Vrei să faci un eveniment care să-ți placă ție, în primul rând, dar să fie și despre invitații tăi, adică nu mai este cumva într-o zonă convențională de 4 feluri de mâncare, un ballroom, știi? Exact. Și bineînțeles că asta se raportează și în ceea ce privește dansul mirilor. Da, chiar da. Adică au avut mai mult timp să-l pregătească, au fost miri care au început dansul mirilor de anul trecut, pregătindu-se pentru anul trecut, dar s-a anulat nunta și atunci au continuat cu cursurile, modificând coreografia automat, pentru că aveam mai mult timp să ne pregătim pentru următorul an. Deci aproape jumătate de an, cel puțin. Am înțeles. Cât timp este nevoie ca să își însușească un cuplu un dans? E mult de zis aici, depinde ce vrei să faci. Dacă vrei o coreografie complexă, recomandarea mea este cu câteva luni înainte, 3-4 luni. Okay. Complexă, vorbim foarte complexă, cu ridicări, cu aruncări, cu toate cele, ca să ai timp, nu neapărat multe ședințe, dar să ai timp să poți să repeți acasă ceea ce înveți la mine. Sau în altă parte. Dacă vrei o coreografie medie, undeva la o lună, cu o lună înainte. Bine, intrăm în coreografie complexă, coreografie medie. Cred că există coreografie potrivită, dacă... Coreografie potrivită. Da, coreografie potrivită și poți să o faci și într-o săptămână. Ok. Și într-o săptămână. Mai complicat, dar poți să o faci. Dar dacă nu te știi dansator, ar fi bine un pic mai din timp. Vin foarte multe cupluri la noi și de multe ori ceea ce ne bucură vin, noi suntem primul furnizor cu care îi iau contact. Normal. Și discutăm despre muzică, discutăm despre scenotehnică, inevitabil ajungem și la subiectul ăsta care pentru ei
și văd și în evenimente, dar și înainte, se raportează la el ca fiind un eveniment, domne, să trecem de dansul mirilor. E foarte multă emoție acolo. Totul stress. Să fie ok, să trecem de dansul mirilor. Și când văd genul ăsta de abordare sau de atitudine, le recomand, zic, măi, voi nu aveți o piesă care să vă fie dragă și să dansați simplu, să vă țineți în brațe, ca să trecem, să treceți mai ușor de momentul ăsta, să nu mai puneți presiune pe voi, că mulți spun, domnule, eu nu sunt dansator, eu nu știu să dansez sau nu prea dansez la evenimente, dar mă bucur de muzică. Ce părere ai de abordarea asta? De a nu face cursuri, te referi și asta și a-și trăi? Pe o piesă care îi reprezintă, care este despre ei și care nu-i solicită atât de mult într-o zonă de coreografie. Bineînțeles că și asta poate fi lucrată, știi? Dacă nu-și doresc coreografie și vor, adică nu au timp, îți dau un exemplu, nu au timp pur și simplu și vor să, sau din motive financiare, pentru că mai este un cost suplimentar și pentru dansul mirilor, și aleg să facă ei ceva, recomandarea mea oricum ar fi să nu fie toată melodia, pentru că tu oricum nu ai o coreografie, lumea se va plictisi să te asculte, să se uite la tine 4 minute, să te vadă cum faci, am eu o vorbă, cursanții mei știu, talanga balanga de pe un picior pe altul, se vor plictisi să te vadă făcând același lucru 4 minute. Atunci, dacă nu vrei coreografie, alegi să faci treaba asta, rămâi la 2 minute jumătate, 3 minute maxim, vorbește cu furnizorul, cu DJ-ul și spui, băi, uite, nu ne lăsa toată melodia. Okay. E suficient. Sau invită și ceilalți oameni, sau nașii, sau invitații, pe aceeași melodie. Super. După un anumit timp. Că tot ai vorbit de melodie. Ce le recomanzi tu? Cum să raporteze la melodie? Pentru că sunt miri creativi, sunt miri care știu ce vor sau nu știu ce vor și aici bănuiesc că poți să-i ajuți tu. Aici e foarte complicat de vorbit, pentru că majoritatea ce fac? Caută pe net. Top melodii de nuntă, top melodii dansul mirilor și ți apar. Cred că dacă dăm și noi un search acum pe YouTube, îți apar 5-6 melodii cele mai căutate. Și majoritatea vin la mine, eu fac prima ședință consiliere. Vin la mine la prima ședință și îmi dau cele 5 melodii. Ok, bun, dar de ce? Vă reprezintă? Și foarte mulți spun, nu, dar ne place. Și am văzut foarte multe dansuri pe această melodie. Ok, bun, dar ce vă place vouă? Bun. Și intervenim aici, ce vă place vouă? Și am fost surprinsă de foarte multe ori să dea niște melodii care, la care nu te-ai fi gândit că sunt pentru dansul mirilor. Eu sunt încântată să lucrez pe ele, pentru că e altceva. Iese un pic din zona de confort pentru toată lumea, inclusiv pentru mine. Pentru că mă pune și pe mine să creez altceva decât pe melodia clasică. Și atunci îi întreb, dar de ce n-ați venit cu asta prima oară? Păi nu ne-am gândit că se poate face ceva. Ba da, am ritm, am acolo o melodie specială pentru voi, de ce să nu fac? Pot să număr pe ea? Pot, bun. Păi, that's it. Cumva acum, față de, uite, 2013-2014, când am intrat eu în industrie de entertainment, nu pot să spun că aveai atâtea surse de informare sau să te pe orice domeniu sau pe orice furnizor, chiar dacă aveai acces, trebuia să sapi un pic mai adânc ca să găsești niște referințe și să poți să îți faci o părere ca să știi ce să cer, că de fapt despre asta e vorba cu orice furnizor, trebuie să cunoști un pic generalitățile și poate și anumite particularități ca să-ți dai seama, băi, ce-mi place, ce nu-mi place și să știu ce să cer de la furnizorul respectiv. Nu, dar mai mult de 50% vin cu melodiile clasice pentru că au văzut niște dansuri pe YouTube și au zis asta este. Dar ei nu ascultă genul ăla de muzică, poate ascultă rock. Când vorbim de clasic, vorbim de valsuri, vorbim de... Vorbim de valsuri și cred că știm cu toții niște melodii clasice, All of Me, John Legend și Ed Sheeran, Perfect, pe care, adică eu am ajuns la saturație cu ele.
Sunt superbe melodiile. Sunt de nuntă, sunt, au un mesaj, au, dar sunt și alte melodii care au mesaj și pe care lumea nu le ascultă. Am fost surprinsă să vină cu o melodie pe care am mai făcut de 11.000 de ori, de exemplu Trupa Zero pentru totdeauna. Pentru totdeauna, Trupa Zero care a dat lovitura cu piesa asta. Și încă dau lovitura, că au mai scos încă una recent, mai au încă una, deci sunt vreo 3 pe bandă rulantă. Rețeta, da, ceea ce e foarte smart din partea lor. Da. Și am încercat să o schimb pe Mireasa, să-i zic, bă, dar sigur? Adică nu te gândi și la altceva? Sincer, mai avea un pic și plângea Mireasa săraca, gen, cum, adică nu vrei să-mi faci pe melodia asta, dar eu vreau, uite. Și atunci am oprit tot, orice recomandare, pentru că era clar și dacă îmi zicea din capul locului, hai să ascultăm, ea era setată pe acea melodie și atunci nu poți să-i schimbi. Dacă sunt setați pe acea melodie, trebuie să rămână acea melodie. E clar că în zona noastră, componenta asta de psihologie, de comunicare constructivă cu mirii, care ei sunt într-o zonă emoțională, e foarte important. Adică față de un eveniment corporate, unde acolo primești un brief. Lucrurile se întâmplă, uite, ai de cântat, ai de montat la ora aia, ai de cântat acolo, ai de făcut. Aici lucrurile sunt mult mai emoționale și vorbești de mireasă și de mire. Sunt gânduri de multe ori diferite și eu consider că ei au nevoie ei cu ei să producă conștientizări împreună. Și unde vreau să ajung? Noi le dăm un chestionar. Uh-huh. La început, după ce au bătut palma cu noi, după ce am conștientizat că este entertainmentul potrivit pentru ei și pentru invitați, adică le spun mai ok, cât la sută vreți să fie și despre invitați? Că evenimentele acum nu mai sunt 100% despre tine. Știi, trebuie să fie într-o mică parte și despre ei și tu hotărăști cât. În mod normal, da? Ai fi surprins, toată lumea zicea înainte trebuie să fie despre invitați. Da. Să știi. Eu mă bucur că s-a mai echilibrat poli. Da, știi? Undeva 50-50. Da, bine, asta, mentalitatea asta o aveau părinții noștri. Trebuie să-mi vine în minte. Trebuie să fie pentru tataie. Da, să avem un hore exact, și sârbe toată exact, noaptea, exact. Că așa era la noi. Așa trebuie. Da. Paranteză în paranteză, chiar mă gândeam și spun și ție asta. Eu când eram mic mergeam la nunți și erau tradițiile alea, dar făcute frumos. Și cel mai tare mă distram la darul cu strigare. Aolo, da, erau, da. Nu știu da, dacă da. Ai prins ba așa da, ceva, ba da, am fost la o nuntă cu strigare, da. O spun acum, mă gândesc să construiesc un concept în zona asta cu entertainment, în care să reinterpretăm zona asta de tradiții și să faci exact ca atunci. Da. Până cu strigare, dar bine, adus în 2020. Și ca să mă întorc un pic la povestea noastră cu mirii și cu zona asta emoțională. După ce completează acel formular, pentru că le recomand, zic, mai mergeți acasă, beți și voi un pahar de vin, stați, deconectați-vă de la device-uri și conectați-vă la muzica și vizualizați seara eveniment. Da. Da? Și aveți astea 35 de întrebări, da? Completați-le în tihnă, cu genuri, cu cel de ascultă mașină, unde e să se distreze, cum își văd ei apropo dansul mirilor, dacă vor să invite și nașii, dacă sunt potriviți să vină și părinții și, mă rog, domnișoarele și cavalerii de onoare. Și de acolo, după ce termină de completat, le generează un PDF pe care îl văd și ei și noi. Și cu PDF-ul ăla, ei mulți vin și cumva au niște păreri diferite față de la discuția inițială. De cum inițială. Au venit inițial. Adică îmi dau seama că e foarte important ca deciziile să și le ia ei. Tu da. Să-i ajuți și să-i conduci către o direcție. Către o direcție, știi? Pentru că a fost și perioada asta de pandemie, unde tot cu pe zona asta de emoțional, că cred că în industria noastră se vorbește mult prea puțin de a le da confort mirilor și de a le da confort din clienților păcate, și da. De zona asta de... de până la urmă de mindset e vorba, de mindset-ul corect, că nici la
la vânzări, când faci o vânzare, invit oamenii în birou și le spun, măi, vreau să vă gândiți ce e potrivit. Eu nu vreau să vă vând cu orice preț, pentru că dacă merge o trupă și nu e potrivită, mm-hmm, doar că v-a încântat pe voi ce ați văzut aici, da. E foarte important să rezonezi. Să o conștientizezi tu acasă, rațional. Da? Și acum... Asta cred că se întâmplă și în cazul tău. La mine e și mai greu. Tu de câte ori te întâlnești cu Miri? Îi vezi odată la evenimentul respectiv, clar, în seara evenimentului, îi vezi odată înainte și îi mai vezi odată? Noi la Urban Event, să știi că facem, dacă ne-am ultra specializat pe nunți, avem un funnel așa mai lung. Uh-huh. Adică primul contact, ok, este de unde? Dintr-o recomandare sau din preferință? Da, normal. Luăm legătura telefonic, recomandăm, pentru că nu prea e dispus omul să se întâlnească așa cu una, cu două, recomandăm un Zoom, că acum este pandemia, se poate. Deci ne conectăm, da? Da. Îi dăm mai multe opțiuni, vrem să ne cunoaștem, uh-huh, da? Și avem discuția care durează de o oră, o oră jumate, unde tragem și concluziile. Da. Și mai avem cel puțin o întâlnire, întâlnirea finală. Dar mai sunt miri care își doresc ei confort, care își doresc siguranță. Să mai vorbească. Hai să ne mai întâlnim o dată. Hai să mai facem un Zoom o dată. Deci ar fi practic 4-5, între 4 și 6 puncte de contact. Gândește-te că eu îi văd și mai des pe unii dintre ei. Da, eu îi văd și mai des și îi văd fix în momentele cele mai pline de evenimente, pentru că sunt probleme peste tot și îi văd în toate momentele, adică se și ceartă, se... Păi sunt provocări acolo, da, se descarcă niște energie. Și nu, doar de la dans, efectiv, de tot ce se întâmplă. Îi văd cum se agită, că îl sună unchiul și zice, a, nu mai vin la nuntă astăzi, suntem 5 care nu mai venim la nuntă. Adică îi văd în toate momentele astea și după aia, hai, pune-i și dansează. Nu prea merge, trebuie să mai faci un pic și consiliere cu ei, să mai vorbești, să vedem care e problema, unde e problema, dacă se ceartă între ei și mai nasol. Eu am făcut și un material de tip Centrix. Nu sunt în fața ta neapărat să spun, dar apropo de lucrurile astea, că ei vin, știi, și că le... îl sună X și îl scoate din filmul lui, știi? Că de fapt el are un obiectiv. Măi, până la urmă, am spus-o și în alte materiale, nunta e și o plată karmică sau dar ce are de întâmplat aia se va întâmpla. Exact. Abordarea ta față de nuntă sau de petrecere sau de tot șirul ăsta de până la urmă e cel mai... ar trebui să fie cel mai fericit moment din viața ta. Da, normal. Da? Dar și... să știi că îi afectează orice... E normal că e multă emoție. Îi afectează foarte tare. Foarte tare. Da. E foarte complicat. Adică partea asta de psihologie a lor, tot ce se întâmplă e destul de complicată. Destul de. Ce vreau să te întreb apropo de clasic și de modern sau de clasic și inovator. Câți miri sunt îndrăzneți și aleg un mix de piese și care sunt mai conservatori? Adică din... Apropo, câte cupluri crezi că ți-au trecut prin mână? Nu știu, dacă am făcut 150, anul ăsta cred că sunt mai multe de 150 de cupluri. În 13 ani... Deci peste 1000. Da, foarte mulți oameni. Super. Foarte avem mulți. Un punct de referință foarte interesant. Cum se împart între clasic și inovație? Aș putea să zic 50-50, dar tind mai mult spre un 80 clasic, 20 mai nebuni un pic. Gen altfel decât vals sau un mix de melodii. Eu nu sunt adepta mixurilor, din păcate. Vreau să te întreb, ce nu-ți place? Care e... Trecerea asta dintr-o melodie în alta, doar pentru că e fun, e obositor pentru privitor. Okay. Lasă-l pe o singură melodie clasică, sau nu, rămâi acolo, în filmul ăla. În momentul în care treci dintr-o melodie în alta, poate tu nici nu ești fan, tu ca persoană nu ești fan, dar vrei să faci asta că ți se pare mișto, ți se pare fun. Dar tu nu ești. Adică nu e despre tine, exact. E despre ce exact. Crezi tu. Tu nu ești, okay. Tu nu ești. Și atunci
E foarte greu, e foarte complicat. Eu încerc și încerc să le explic oricum eu un dans că e mix, că nu e mix, mai mult de 2 minute jumătate, maxim 3, cu indulgență, nu fac. Pentru că atenția unui om, a privitorului, este de maxim 1 minut. Maxim, maxim. Dacă vrei să se uite la tine așa, să te soarbă din priviri, vai, ce frumos dansează, cam acolo, 1 minut. Dansurile care au avut succes în ultima perioadă și anul ăsta au fost foarte multe, au fost dansurile de 1 minut jumătate. Pentru că oricum sunt suficient de așteptate și ar trebui să fie așa un boom și hai să începem da. Petrecerea. Cu cât, eu am o vorbă, cu cât este mai lung, cu atât omul s-ar putea să zică, ori trebuie să faci foarte multe figuri ca să fie interesant, da. Iar dacă nu faci multe figuri, n-are sens. Și atunci privitorul va zice, păi da, nu mai termină asta odată, vreau și eu să mă duc să fumez, vreau să fac orice altceva, să beau, whatever. În schimb, dacă este scurt, s-ar putea să zic în capul lui, băi, aș fi vrut să mai văd un pic. Da, mai bine rămânem cu asta, băi, aș fi vrut să mai văd că, băi, ce mișto a fost, elegant, frumos, decât să zic, aolo, nu mai termină așa odată, m-am plictisit. Ok. Asta e părerea mea. Sunt cu tine. Acum vreau să mă întorc un pic la povestea de, măi, nu sunt eu așa, dar vreau să fac un dans al mirilor, care să deschidem petrecerea și să încep cu energia sus. Adică și să fie o petrecere care să înceapă în forță. În forță. Știi? Și aici cred că poți să-i ajuți. Da. Ok, nu e despre ei, dar e despre petrecere și găsim un soi de autenticitate. Mai recomand o melodie mai alertă, dacă fac dansul mirilor pe un val, să zicem, și vor colaj, ok, hai să mai băgăm o melodie un pic mai alertă, dar din care fac 15-20 de secunde, după care invităm oamenii. Până anul trecut... Le recomandam să se gândească și la a doua melodie. Ce intră după dansul mirilor? Okay. Și toți mirii erau... Până anul trecut. Adică le recomandam la modul ceva lent. Anul trecut am avut surpriza să merg la o nuntă unde a doua melodie a fost un rock and roll. O chestie foarte, foarte antrenantă. Și a ieșit lumea. Și a fost mult mai mișto decât să fie o melodie lentă, că trebuie să fie lentă. Nu, a fost mult mai mișto așa. Am avut și eu recent o nuntă unde au dansat o piesă a Iulianei Beregoi, dacă nu mă înșel, piesa lentă, și s-a continuat cu remixul piesei respective. Foarte mișto. Măi, și au venit oamenii neregizat, oamenii super, și era și zi afară, era 6 la un hambar. Foarte mișto. Eram la eveniment și zic, mamă, ce fain, ce știi? E, da. Pentru că ai venit și cu jocul de lumini, MC-ul era acolo și oamenii au venit natural și au rămas pe tot setul de început. Care, în general, setul de început, indiferent că e band, că e DJ, este un set în care se cunoaște așa, da, mai încerc, da, să vadă pe unde... Ei încă socializează, mai beau un pahar, mai fumează, mă rog, explorează locația, dar acolo chiar a fost fain. Și am avut exemple de genul ăsta, însă am avut și alte exemple în care a fost regizat, în care au venit câțiva invitați care, nu știu, au vorbit mireasa, dom'le, după ce termină de dansat, vii pe ring ca să vină și ceilalți. E ok pentru cei care nu știu, dar eu știam, știi? Până la urmă contează obiectivul, știi? Adică important este să-i urnești pe oameni, că dacă tu știi că ai 80 de persoane la eveniment și nu prea dansează, că mulți ai mai văzut, poate vrei să stimulezi un pic, știi? Și să pornești cu energie. Da, eu la nunta la care am fost, știu că a fost o discuție foarte amplă cu mirii, pentru că ei au vrut o melodie alertă după dansul mirilor. Eu le-am zis, am fost reticentă, dar am zis, bă, hai că s-ar putea să meargă. Ei au propus această melodie formației, iar solistul a fost foarte reticent. A zis că nu se poate, că o să iasă, nu se poate așa ceva. O să fie un fiasco total. Cum să pui așa ceva? Trebuie ceva lent. Nu se poate. Mai să plângă mireasa? Cum adică nu se poate? Ba, se poate. Pentru că o să vorbim și noi cu oamenii și o să fie ok. Evident, ei au venit la mine, mi-au zis problema asta și m-au întrebat ce să facă. Băi, tu ce recomanzi? Rămânem cu melodia asta pe care am ales-o sau mergem pe mâna lor? Și am zis, băi, voi
Păi ce vreți? Păi vrem melodia asta. Bun. Asta este, pe asta o puneți. Și a fost ringul plin. A fost ringul plin. Sunt 100% cu tine și să știe oamenii că nunțile sunt 100% despre pentru miri și pentru invitați. Noi suntem niște pioni acolo, care îi deservim. Adică, ok, avem și noi propriile noastre credințe. Normal. Avem, ne plac și nouă anumite lucruri, dar trebuie să știm lucrurile astea, pentru că dacă tu vii din start, asta e o gândire limitativă, domne, nu o să prindă. Pentru că ai avut 50 de nunți unde ai început poate n-a prins, piesele, da. Asta e un pic, că despre asta e vorba, trebuie să ieșim un pic din convențional ăsta și din gândirea asta limitativă, că trebuie să punem piesă lentă. S-ar putea, pentru că până la urmă tu îi vezi de când intri în sală de la probe, vezi că, nu știu, nu au țin un costum clasic black tie, poate sunt mai relaxați, poate poartă, nu știu, un teneș. Pic de... Da, teneș, adică e cresc șansele ca acel, acea inovație să prindă, știi? De asta le spun oamenilor, băi, fiți creativi, gândiți-vă, că până la urmă și pe mine mă motivează să văd că vin cu niște provocări, vin cu niște lucruri ieșite din context și să faci în loc de meniu standard, de exemplu, să ai niște stații ca la festival cu mâncare și să le activezi din ore în ori. Am avut la o nuntă, am avut niște miri care în loc de sarmale, cred, au avut burgeri. Ok. Mini burgerași, mi s-a părut genial. Duminică, i-am ajutat pe niște prieteni, mă rog, noi am făcut botezul fetei mele în mai și am zis, zic, măi, nu vreau să fie cu meniu, sunt mulți oameni care vin, care pleacă, nu știu când vin, vreau să facem cu mâncare, să fie niște stații, niște cornere cu... Și am avut gustări, am avut corner de pizza, am avut corner de proțap, înghețată. Și fiecare și nu era că mănânc acum, că mănânc mai târziu, că mi se ia farfuria. Și așa a fost și duminică, lor le-a plăcut foarte mult, super încântați, dimineața au dat mesaj că de-abia azi dubla două zile și au revenit și azi, super încântați, adică trebuie să-i dai omului libertate. Într-adevăr, sunt, dacă tu știi, uite, apropo de chestia asta, că intrăm și într-o zonă de planning, dar e bine să discutăm, tu știi că ai 30 de persoane din, nu știu, Urziceni, da? Care este obișnuit cu sarmale. Societatea, este obișnuită așa. Le pui un corner de sarmale, un bar de sarmale. Acolo. O oală acolo. O oală. Și au sarmale și ai rezolvat problema, nu trebuie să le pui tu meniu în față la fiecare. Eu am o vorbă, Alex, scuză-mă că te-am întrerupt, în care mie, nu știu, mă enervează să aud de la miri cuvântul trebuie să facem. Nu există trebuie. De ce trebuie? Pentru că așa se face de când ne știm. Trebuie. Trebuie să ai roche albă. Trebuie să ai roche lungă. Trebuie să porți voalul. Nu trebuie. Mai tăiem din trebuie. Este la alegerea ta. Erau niște vremuri înainte unde nunțile se făceau cu trebuie să porți voalul. Trebuie să ai rochea albă. Acum poți să ai și rochea albastră. Deci nu e problemă. La asta se ancorează în mentalitatea părinților. Și acum depinde cum vrei tu să duci mai departe relația cu părinții tăi și cu socrii. Sunt soluții, știi? Sunt soluții și inclusiv anul trecut, în pandemie, am implementat una dintre ele. Adică ei aveau foarte mulți invitați, părinții și socrii, să zic, nu știu, 300 de persoane. Și zic, măi, splituiți petrecerile. Da. Faceți, adică dacă pentru voi sunt importanți părinții și părerea lor legată de nunta voastră și n-ar fi un efort foarte mare, faceți o petrecere aproape de zona voastră și să fie exclusiv Am și avut pentru și ei. Da. Dar pentru sufletul vostru, că voi sunteți într-o altă zonă cu apropiații, faceți o petrecere care să fie pentru voi și despre voi, unde pot fi imitați și părinții. Da, da, da. Și o să gestioneze diferit. Da? Pentru că până la urmă și părinții mei și socrii, ei sunt într-o zonă de rezistență, așa, dar când îi pui în fața faptului împlinit, vorbit în prealabil cu ei, băi, uite ăștia spașii, se adaptează, să duce repede să adaptează. Normal, știi? Da. Da. Să ne întoarcem un pic la piese. Nu știu, vreau să-mi spui așa, din cât
îți trec ție prin minte acum, care sunt cele mai întâlnite piese, cu ce vin oamenii, că mi-ai dat niște exemple. Da, da, da. Și ce îți place și ție, adică cu ce genuri? Îmi plac toate. Îți place să lucrezi, adică dă-ne niște exemple de piese mai degrabă în care are și niște momente faine, momente de ținut minte. Pe lângă faptul că ies toate, cred că sunt câteva mai dragi ție. Mai uite, îmi place Dancing in the Moonlight foarte tare. Okay. Și sunt 10 variante la această melodie. Îmi place și am lucrat pe ea anul ăsta, Tennessee Whiskey, care, adică, nu este o melodie de nuntă, dar este foarte mișto, este o melodie foarte mișto. Mad About You, de la Hoverphonic, cred, okay. Iarăși e foarte mișto. Melodii de la Florence, o grămadă. Okay. Îmi place și John Legend, și nu doar All of Me, că mai are câteva melodii bune. Ed Sheeran are câteva melodii bune, nu doar perfect, da. Bocelli are câteva melodii bune. Da. Este o melodie clasică, La Putamento se numește, pe care o cântă tipo Ornella. Și varianta și a lui Bocelli, care este mult mai mișto și au acceptat-o foarte multe cupluri, la recomandarea are mea. Are multă emoție piesa. Da. Și te duce cu gândul la vacanță, așa, în Italia. Am ascultat și cu lyrics, să văd ce spune acolo. Da, e foarte mișto. Cam astea ar fi așa... Și Românești, măi, am lucrat pe una acum recent, a lui Dragoș Chircu, dacă nu mă înșel. Ok. De neoprit, ceva de genul. Ce mai îmi plăcea? Mi-a plăcut pe Elena Gheorghe, Numele Tău. Super. Iarăși a fost drăguță. Sunt multe, să știi că rețeta asta pe care a descoperit-o, că vorbim mai devreme de Trupa Zero, rețeta de dansul miilor prin a ieși în fața oamenilor și a deveni cumva o soluție de trupă de nuntă. Sunt câțiva artiști mai puțin vizibili care au și ei rețeta și care au înțeles că, uite cum e, mi-a plăcut foarte mult o piesă de la Robert Toma. Sunt. Voi fi acolo, cred că are. Da. Mai este una, cel puțin o veșnicie. Tot așa, cineva no-name. Okay. Și am mai lucrat pe una pe care nu știam, unei tipe foarte simpatică, Ruptă din Rai. Superbă melodia. Okay. Deci superbă. Mi-a plăcut foarte mult melodia aia. Nice. Mai trec sud-est, până la stele, ceva de genul. Okay. Sunt câteva bune. Uite, am dat câteva referințe. Dar sunt câteva bune. Aveți bune. De unde să vă inspirați, măcar să știți... Dacă dai click pe unul, pe una, o să te ducă la toate. Super. Sunt multe. Și sunt și în zona asta la care nu te-ai fi gândit. De exemplu, Metallica. Am avut multe deschideri pe Metallica, inclusiv... Bine, acum în septembrie sunt multe evenimente și... Suntem extrem de recunoscători pentru mirii pe care îi avem, că sunt deschiși. Bine, și vin la noi deschiși prin felul și cum comunicăm și cum ne văd pe la eveniment. Și am avut multe abordări. Uh-huh, uh-huh. Metallica, un rock, funk, adică sunt multe. Da, sunt. Dar ideea este că e super greu să faci o coreografie pe ceva care nu e clasic. Pentru că intervin alte probleme acolo. Roche, pantofi. Alte discuții aici. Intrăm în altă discuție aici. Hai să intrăm în altă discuție, că e foarte important. Uite, de exemplu, dacă nu alegi... sau ce presupune dacă te duci într-un alt gen? Adică trebuie să iei în calcul să fii mai liber, nu? Din punct de vedere al ținutei. Oricum, eu recomand. La consilierea de care ți-am spus la prima ședință, oricum discut toate detaliile astea. Cum este amplasat ringul față de oameni, pe unde ne situăm, ca să vedem de unde plecăm, punctul A, punctul B, unde ne situăm. Ce mai discut cu ei? Prima melodie, dacă nu au temă, dacă le dau niște melodii, niște variante și le mai ascultă ei acasă. Okay. Roche, costum, pantofii mirelui, pantofii miresei, voal, coafură, detalii pe care nu ți le spune nimeni. Deci tu ca și le fac pe toate. Poți să influențezi destul de mult. Inclusiv muzica care e pusă la nuntă.
tot. Adică le pot da anonim cer, playlist-ul pe care l-am eu, ce recomandare am eu, deci poți să te influențești pe tine cumva, indirect. Eu am, spuneam că am noroc de noroc. Norocul ți-l și faci. Am noroc de miri, fain, dar am, mi-am construit așa și asta este una dintre valorile noastre, să fim într-o zonă complementară cu toți furnizorii. Suntem direct interesați ca noi să lucrăm bine, să lucrăm bine cu managerul Sully. Normal, că atunci lucrurile lor să iasă foarte bine. Adică știu că dacă evenimentul per total, fiecare și-a făcut treaba și noi am comunicat... Este un eveniment rău, e un eveniment reușit. E un eveniment bun. Chiar dacă, să presupunem, nu știu, a fost o scăpare la felul 3 de mâncare, nu că ceva cu locația, dar s-ar putea să zică, băi, ok, a adus mai multă valoare coreografia de la dansul mirilor și să-ți rămână în minte, sau trupa a făcut un moment așa de mișto, sau DJ-ul, sau, știi, și să rămână cu un overall foarte bun. Inclusiv despre flori, despre aranjamentele florale vorbesc. Și mai sunt miri care mă întreabă și despre furnizorii pe care i-au, pentru că având atâția oameni, fiecare mire în parte, fiecare cuplu îmi povestește de fiecare. Ce au întâmpinat, locație, muzică, ce probleme au întâmpinat. Automat când vin alții și îmi spun că au aceiași furnizori, eu încerc să le spun, uite la ce să fiți atenți, uite mai vorbiți cu ei, uite faceți asta, faceți asta. Automat am și o bază de furnizori pe care ori am pe lista neagră, ori sunt foarte buni. Depinde. Pe lista neagră pentru că au dezamăgit cupluri cu care tu ai interacționat sau pentru că ai interacționat și tu în mod direct? Am interacționat și eu în mod direct cu ei și nu mi-a plăcut și au și dezamăgit. Cred că pe partea de foto-video am fost mulțumită, cred că de niște furnizori, nu mai știu exact cum îi cheamă, la niște prieteni dintre ei mei. Unde am fost acolo și oamenii chiar se uitau, eu îi filmez la ultima ședință, și oamenii chiar se uitau la filmulețul făcut de mine în sală să vadă exact unde să se poziționeze, ceea ce mi s-a părut super profi din punctul ăsta de vedere. Au venit la mine, m-au întrebat, unde vrei să stăm? Cum se mișcă? M-au mai întrebat încă o dată pe mine și au avut niște poze reușite, dar au fost înscrise la nu știu ce... premiu, pentru nu știu ce premiu. Contează super mult, dar nu toți sunt așa deschiși să facă chestia asta. La podcastul Nunta Altfel vorbim despre lucruri pe bune. Da. Și până la urmă zona asta de furnizori, hai să fim serioși, în industria noastră de entertainment este o haiducie până într-un punct, știi? Pentru că sunt puțini oameni care simt să facă asta. Sunt puțin cu vocație, dar sunt și mulți extrem de talentați. Și provocarea clienților, provocarea mirilor, este să-i găsească pe acei exact. Oameni. Și bineînțeles că oamenii ăia trebuie găsiți din timp. Exact. Da? Nu o să intru neapărat în subiectul ăsta, dar e bine că le spui să, la ce să fii atenți, pentru că și cu un furnizor care... mă rog, nu este extrem de vocațional sau nu este hobby-ul lui principal sau asta face de o viață întreagă și se vede făcând asta și peste 10 ani, se poate lucra cu el dacă îi faci un brief bun. Normal. Și ești ferm, da? Poți obține niște rezultate dar bune. Dar te ajută și pe tine ca furnizor, adică dacă eu ca furnizor de dans, eu îi filmez pe miri în sală și îi filmez ok, adică toți mirii mei sunt super mulțumiți de ceea ce fac la ultima ședință. Și le zic, mă, uite, vorbiți cu cei de la foto-video, discutați cu ei, le arătați filmarea asta ca să vadă și ei pe unde se poziționeze, se miște, pentru că automat pe tine, pe foto sau pe video, te va ajuta. Ieșind un dans al mirilor foarte bun, având niște poze foarte bune, te va ajuta și pe tine. Deci eu nu fac nimic altceva decât să te îndrum și să-ți ofer o chestie să fie bună. Dar le spun acolo cu Asterix, dar le dați filmulețul ăsta, nu îi spuneți așa vreau. Că nu e ok. Da? Trebuie să nu îi spui cum să-și facă treaba. Da, îi dai un punct de referință. Băi, uite, cam așa ar arăta coreografia. Nu ești nici tu agresiv, pentru că în momentul în care orice om este agresiv, vreau așa, uite așa faci, automat și eu sunt reticent. Nu vreau, adică știu și eu ce trebuie să fac. Nu-mi spui tu mie ce trebuie să fac.
Da. Este în toate domeniile chestia asta. Și eu încerc să le spun, nu-i dați și zici așa faci, îi spui cam așa arată coreografia, cam așa ne poziționăm noi pe ring și o să vedem acolo dacă și pentru tine este ok. Să vadă un pic, dar nu să-i impui. Asta cu furnizorii cu și cu complementaritatea, dar dacă ne raportăm la niște miri extrem de ocupați, care poate nu au timp sau poate nici buget să vină la cursuri, ce le recomanzi? Mai nou, acum poți să înveți și de pe YouTube, cum puteai să înveți orice și de pe YouTube. E foarte greu, este super greu, că nu o să zică nimeni pe YouTube, stai drept, vezi că stai cocoșat sau ridică mâna sau vezi că nu faci pirueta bine sau vezi că nu ești pe muzică sau nu o să zică nimeni ce trebuie să faci cu rochea, cum o să discutăm și despre asta, ce e important și pentru mirese, dar poți să înveți de pe YouTube. Hai să ne gândim, uite, să facem un exercițiu de imaginație, să ne gândim că cred că asta ar fi foarte valoros pentru ei. Nu am timp sau poate nu am buget să vin la cursuri. Îmi aleg o piesă care mă reprezinte despre mine și despre soția mea sau despre soț-soție, da? Cum aș putea să mă corectez? Cum aș putea să mă verific? Cum aș putea să mă evaluez ca să ajung la un rezultat decent. Da, care să nu să-mi placă. Dacă nu ai timp să faci absolut nimic pe partea asta de dans, mai bine faci exact ce discutam la început, talanga balanga. Ok. Și atât. Și atât. Și rămâi acolo cu soția și cu soțul, rămâneți acolo amândoi pe ring și faci asta dreapta stânga. Adică foarte apropiați. Exact, atât. Asta este o primă recomandare. Da. Dar dacă totuși vrei să fii mai îndrăzneț, YouTube. Am avut niște prieteni care au făcut chestia asta. Necesită timp, dacă vrei să faci ceva frumos acasă, în care iei mai multe bucățele din mai multe videouri și încerci tu să le reproduci. Recomandarea ar fi să iei chestii foarte simple, nu chestii complicate. Nu știu, o talanga balanga dreapta stânga, îi mai dai o piruetă, mai faci o piruetă în dreapta, o piruetă în stânga, mai trece băiatul în locul fetei și invers, și atât. Și evaluarea ar trebui să se filmeze la fiecare antrenament ca să poată să se vadă. Sau să repete în oglindă, bănuiesc, nu? Nu, se presupune că n-au oglindă acasă. Ok. Că n-au. N-au. Da. Așa, și atunci un telefon pus undeva să vezi, băi, stau dreaptă, stau drept, arăt bine, trebuie să întind mâna, poate să facă asta. Okay. Fără probleme. Sunt ceva canale de YouTube sau poți să ne recomanzi? Sunt câteva canale, dar n-aș putea să spun care e cel mai bun. Putem să dăm niște exemple, dacă să știi că astea sunt foarte valoroase sau putem să... Cel mai bun canal pe care eu l-am văzut și știu și Miri, este un canal, cred că sunt niște ruși, dacă nu mă înșel, care au dansul mirilor pe orice melodie posibilă. Că este vals, că este rock and roll, băi, și au niște dansuri superbe. Și sunt făcute coreografiile cap-coadă, toți mirii mei aproape vin cu vreo melodie asta, dansul ăsta. Ai înțeles? Am înțeles. Ei sunt... Dar poți să iei de acolo chestii foarte, foarte ok. De acolo. Adică e o coreografie completă pe o piesă. Exact. Da? Și poți să iei, poți să dai o bucățică, să iei o bucățică de acolo fără probleme și cred că au și tutoriale. Okay. Ne lași în comentarii. Da. Super. Păi avem și o soluție pentru... Măi, acum avem o soluție pentru... Dacă n-ai timp, da? Că sunt, hai să fim serioși, sunt foarte mulți miri stabiliți afară. Și le am este avut, greu. Da. Am avut. Bănuiesc că ai făcut pe Zoom? Am încercat odată să fac pe Zoom. Nu merge. Online e foarte greu, e foarte complicat. Recomand și nu recomand. De exemplu, cu cei care locuiesc în afară, au venit odată aici, am făcut o ședință jumătate, două chiar, unde am făcut toată coreografia, am filmat-o, după care ei s-au dus acasă și au repetat constant și mi-au trimis filmare. Uite, cam așa arată, suntem ok, bun. Și am mai venit odată cu o săptămână înainte de nuntă, am mai făcut o oră, a ieșit foarte bine. Perfect. Sau vin cu o săptămână înainte de nuntă, oricum.
și atunci bag atunci, în fiecare zi. Și accelerează. Uh-huh. Dar pentru un cuplu motric, că ai făcut anefs, un cuplu motric care merg corect, care aleargă corect, pentru ei câte ședințe ar fi potrivite pentru un dans piesă mediu? Nouă, un dans mediu, da. 6. 6 ședințe, ok. Bun, și să fie apropiate ședințele una de alta sau... Depinde cât timp ai la dispoziție. Ok. Ai timp. Cât durează o ședință? O oră. Nu recomand, mai fac o oră jumătate, dar foarte rar. Okay. Nu recomand 2 ore într-o singură sesiune. Pentru e mult. E mult. Și ai poate doar dacă ești la final de coreografie, o știi foarte bine și vii 2 ore ca să repeți continuu 2 ore. Dar tot e mult, e obositor. Dacă ești la început, unde trebuie să bagi informație, este mult. Practic eu ar trebui să-ți predau toată coreografia într-o singură sesiune de 2 ore. Și e mult ca informații. Eu am și eu un plan destul de bine pus la punct. Dacă ai 6 ședințe, îți fac coreografia în 2, maxim 3. Și după aia doar repeți. Sunt cupluri care ajung, pentru că repet acasă, ajung din 6 ședințe să facă 5 sau 4. Okay. Pentru că învață foarte repede, n-are sens să te mai țin, să-ți iau banii degeaba. Super. Și atunci mai tăiem din ele. Excelent. Știi ce vreau să mai vorbim? Pentru că după tot trainingul ăsta, 6 ședințe plus repetat acasă, ei în ziua evenimentului toți sunt stresați. Trebuie să și zâmbească. Da. Trebuie să se zâmbească și să se transmită că ei se simt confortabili cu alegerile pe care le-au făcut în timpul dansului. Ce le recomanzi aici? Sau cum să-și gestioneze aceste... Aici nu e treabă de emoții, nu e treabă de absolut nimic. Este treabă de cât de sigur ești tu pe coreografia aia. Ok. Cu cât repeți mai mult, okay, cu atât intervine memoria musculară. Deci e matematică. Da, matematică. Și după aia poți să te relaxezi, să zâmbești, să faci alte chestii, să cânti, să whatever, ce-ți vine atunci pe loc. Dar tu știi coreografia, rutina atât de bine că ai repetat-o, de ți-au ieșit ochii, încât n-ai cum să te încurci. Dar într-adevăr mai intervin niște probleme, roche, suprafață, că aici vorbim și de alte probleme. Nu știu, nu te așteptai ca rochea să fie atât de mare. Eu îți recomand, adică eu am avut discuția asta cu, la prima ședință cu ei legată de roche, i-am recomandat ce trebuie să facă. Sunt mirese care nu mă ascultă pur și simplu. Da, adică, își doresc acea imagine. Dacă tu ai voalul de 3 metri și vrei să dansezi cu voalul de 3 metri și zici eu mi-l înfășor pe mână, e ok? Păi da, dar nu e ok, pentru că tu faci o piruetă cu mâna aceea și ți se face tot voalul, uite așa. Bun, păi și greșește acum. Dacă a greșit, cum... Încerc să o dregi acolo, pe loc. Sunt care poate uită coreografia și atunci le spun din capul locului. Cea mai simplă chestie pe care poți faci, talanga, balanga, dreapta, stânga. Și gata, îi mai dai o piruetă, că știi deja niște figuri în principiu, mai dai o piruetă și aia e. Am înțeles. Deci, se rupe filmul. 1 minut jumate, 2 minute ar trebui să treacă repede. Da, da, da. Eu le spun, mai orice s-ar întâmpla, oamenii... Mergeți mai departe. Mergeți mai departe, pentru că... Lumea oricum nu știe. Dar nu mai atrage atenția, da. Mai atrage atenția asupra faptului, da. Am auzit mirese care au făcut urât pe ring, că el a greșit dansul mirilor. Adică efectiv s-a oprit și a făcut o scenă de față cu toată lumea. Eu le mai spun o chestie. Băi, ai greșit. Vrei, nu știu, să zicem că de-abia ești la început și ai greșit. Nicio problemă. Zici stop, mai pun o dată. Până la urmă, este nunta ta și poți să faci ce vrei. Când puneam încă muzică, ultimul meu eveniment a fost în 2019. Și în anul respectiv am avut un eveniment, tot așa, un cuplu s-a pregătit intens cu, tot așa, cu o coreografă și am primit piesa, tot ok, și îmi spune, măi, uite, nu mă simt stăpân pe ultima parte, când îți fac din cap așa, oprești, dar trebuie să văd eu cum mă gestionez. Iar el a rămas cu informația asta, eu am rămas cu informația.
Am început totul bine și frumos, mi se părea că e foarte interesant și la un moment dat se uită în ochii mei și am mișcat din cap, dar cred că am mișcat din cap involuntar, mișcării. Și am oprit piesa. MC-ul, că noi mergem foarte des în formula asta, adică recomandăm oamenilor un om de comunicare, o gazdă evident. Da, normal, este must have. Da. Și a ieșit imediat MC-ul, felicitări dragilor, invităm și nașii, adică urmăm cursul. Da. S-au înroșit la față, amândoi. A venit el la mine și mi-a zis, mi-ai stricat, că nu era acum momentul. Zic, măi, uite, acum lucrurile au mers mai departe, înțeleg. Uh-huh. Oricum nu mai pot să dau timpul înapoi, trebuia să ne stabilim alt semn, știi? Am încercat să-l ajut. Zic, hai să ieșim un pic afară sau hai să ne, să te calmezi să un ne pic, calmăm un da. Pic. Iar dacă pentru voi e important, mai faceți o dată. Refacem la jumătatea evenimentului, aceeași piesă, același moment, rămâne și pe cameră și oamenii vor dansa alături de voi. Poate o să fie mult mai spontan și voi o să fiți mult mai relaxați. Uh-huh. Și da, că nu, era supărat, nu. Uh-huh. Păi a venit, hai să facem asta. Și am făcut, a fost mega bine, știi, adică a dus coreografia până la capăt. Și a rămas și cu momentul și probabil este și ceva de povestit, bă, am greșit dansul mic, după aia, știi. Vis-a-vis de chestia asta, asta e un punct foarte important pentru mine. Eu le dau melodia în format MP3, eu le modific ca și durată, nu-i las pe ei, sunt care zic, păi ne facem noi. Nu, eu le dau tot. Încerc să le dau melodia pe mail, să o trimită mai departe și am avut surpriza să nu li se pună aceeași melodie, aceeași variantă. Da, pentru că el spune avem Ed Sheeran. Da, și eu încerc să le spun, verificați. Și asta este un tips pentru toți care fac dansul mirilor. Verificați că este aceeași melodie. Ascultă-o și du-te la DJ acolo și ascultă. Du-te acolo, ascultă-o, îți ia fix un minut, verifică că este ok. Am avut cupluri care au avut dansul mirilor stricat și efectiv îți dau un preț, dansul mirilor a fost, pachetul a fost 1000 de lei, da? La final, când a trebuit să dea restul de bani, mirele a zis, ăștia sunt 1000 de lei, i-a scos din plic banii pentru cursurile de dans. Pentru că tu ai greșit melodia, ăștia-s banii, nu ți-i dau. Vreau să te întreb și cât costă? Pentru că e important să știm, adică cele 6 ședințe suficiente. 6 ședințe, da. Spre exemplu, eu oricum programez pentru toată lumea 6 ședințe dacă au timp și vin din timp. Vedem dacă mai adăugăm sau nu. 6 ședințe, spre exemplu, la mine sunt 650 de lei. E un preț ok, așa consider. Acum depinde de fiecare ce buget are. De exemplu, 10 ședințe este undeva la 1000 de lei. Bun. Pachetele încep de la 4. Dacă vrei 3 ședințe, este 150 de lei pe oră. Îți mărturisesc că nu eram la curent cu tarifele. Cu tarifele, dar faptul că ești accesibilă, că livrezi și că ai peste 150 de cupluri într-un an, înseamnă foarte, foarte mult. Da, și înseamnă majoritatea, și că oamenii vin cu deschidere. Da, majoritatea nu vin, să știi, nu vin pentru tarif, puteam să pun un tarif mai mare. Vin pentru locație, dar nici acolo nu e importantă locația pe care unde o am. Unde este locația Roma? Ștefan cel Mare. Da? Fix în intersecție la Ștefan cel Mare. Deci și aproape de metrou. Da, foarte aproape. Dacă de metrou. Dacă un pahar la lecțiile de dans. Fără probleme. Da. Am niște vișinată tot timpul, cursanții mei știu, țin în spate niște vișinată foarte bună. În caz că am miri care nu pot dansa și vor un pic de ok, acolo curaj, un pahar e foarte bun. Vin prin recomandări. Recomandarea e cea mai bună. Și cumva momentan am mers doar pe recomandări. Procentajul este, nu știu, 80% recomandări, 10% internet, acolo. E 20% bine, acolo. Și e interesant să iei contact și cu oameni care vin din piața rece sau din online, nu doar recomandări, pentru că e provocator și pentru tine ca furnizor.
Ok, omul ăla nu te cunoaște. Uh-huh. Și tu ai o misiune să identifici dacă tu, în primul rând, ești potrivit. În general, la partea de entertainment, noi acoperim foarte multe din nevoile atât convenționale, dar mergem foarte mult în zona asta de neconvențional, uh-huh, de nuntă altfel, de, băi, hai să ieșim un pic din horele zona asta și sârbe, de confort. Dar nu înseamnă că horele și sârbele nu sunt necesare. Nu, sunt excluse, exact. Dar să nu acaparăm, da? Uh-huh. Adică dacă faci la un hambar, dacă faci la un cort transparent, dacă faci la un castel, dacă ți alegi o temă de eveniment, trebuie să fie și muzica să respecte tema și coreografia, piesa pe care ți-o alegi, cam toate trebuie să fie în filmul respectiv. Gândește-te că la prima ședință, consilierea respectivă, de ani de zile, așa m-am învățat să lucrez, o fac pentru că vreau să îi și cunosc. Să vedem, suntem pe aceeași lungime de undă. Să văd unde pot să mă întind cu glumele. Adică să-i relaxez. Care l-ai refuzat? Da, da. Două cupluri de-a lungul anilor cu care nu am avut chimie, efectiv. Și atunci nu are sens să lucrez cu ei dacă eu nu avem o chimie. Da, nu putem să lucrăm. Nu putem, efectiv. Evident că au fost și cupluri, că există în orice domeniu, care n-au fost mulțumiți, care nu știu ce, există în orice domeniu, că îi înțeleg perfect, nu se întâmplă, dar în principiu de asta fac consilierea aia de la început, să vedem pe unde ne situăm. Vis-a-vis de ce discutam mai devreme de recomandări, anul ăsta am avut un procent destul de mare în care am programat prima ședință, consilierea respectivă, și nu au venit la prima ședință. Nu s-au prezentat, n-au mai răspuns la telefon. Este timp pierdut din partea mea. Unii au răspuns. Am avut surpriza să mi se închidă telefonul NAS, efectiv, în condițiile în care era greșeala ei. În condițiile în care era un contract făcut, bătut palma, nu, pentru că la prima ședință, efectiv, doar vii. Să ne cunoaștem, să nu știu ce. Dar vorbit cu o zi înainte. Deci cu o zi înainte, cu confirmat. Aici te-aș recomanda eu să fii... omul când plătește se responsabilizează. Nici măcar. Au făcut și asta. Deci mi s-a plătit prima ședință și nici la aia n-au venit. Acum sălile de sport, de ce merg în zona asta de a plăti un abonament pe un an de zile? Că sunt puțini care se țin de abonamentul pe un an de zile. Cred că așa e și aici. Da. Adică, băi... Nu, dar problema e că pierzi timp. Normal. Și majoritatea, am avut surpriza să văd că majoritatea care nu au venit la aceste prime ședințe nu au fost prin recomandări. Ai înțeles? Okay. Deci recomandarea e sfântă. Vin prin recomandări direct. Sunt bune recomandările, sunt foarte excelente. Bune. Noi încercăm să fidelizăm oamenii și după eveniment. Asta e și ideea la mine, după aia să îi încurajăm, dăm oamenilor cu care noi am simțit și am avut o conexiune foarte bună. Asta, le dăm două vouchere. Uh-huh. Uite, aveți un voucher de X sumă, da? Unul pentru voi, pentru un eveniment, când vă hotărâți voi să-l faceți în următorul 3 ani, și un voucher transmisibil. Poate vreți să-l faceți cadou. Poate vreți să-l faceți cadou. Sunt, toată lumea știe pachetele noastre, adică pe anul respectiv, pentru că le împărțim către toți partenerii și voucherele alea sunt reale. Și măcar știi că ai un motiv în plus, pe lângă faptul că tu ai avut o experiență faină cu noi, să poți să recomanzi și altcuiva. Să recomanzi, corect. Da. Pe mine mă recomandă oameni care mă văd la nunți sau au văzut dansul mirilor la nuntă și recomand prietena care a văzut dansul, care a făcut, adică e așa un lanț lung. Din postura de furnizor, apropo de propagare, tu contractul l-ai încheiat, să spunem, adică ai un contract cu un cuplu. Dar tu când mergi la evenimentul respectiv, tu nu deservești cuplul respectiv, ci îi deservești pe toți cei care sunt în sală. Tu trebuie să ai o abordare pentru toată lumea. Și e clar că în sală sunt și viitorii tăi clienți. Normal. Da. Dar cine e smart să facă asta? Că sunt care nu sunt smart să se gândească la asta. Sunt, îmi fac treaba, mă duc, îmi fac treaba strict și atât. Nu.
În momentul... Dacă vrei să faci asta, revin la... Dacă vrei să faci asta și te vezi făcând și peste 5 ani și 10 ani, trebuie să faci asta. În industrie. Trebuie să te gândești și la continuitate. Da? La să ai o comunicare corectă în online, să ai o comunicare corectă în offline, să le arăți empatie oamenilor cu care te intersectezi la evenimente, pentru că ei se raportează la tine ca la un profesionist. Uh-huh. Și... pe lângă faptul că ești profesionist, trebuie să fii și om și să discuți și lucruri care nu sunt în zona ta de expertiză, mai ești cere un gând, un sfat sau pur și simplu vorbești și hai să ciocnim un chat. Nu trebuie să bei chatul ăla, dar ciocnești cu el, că poate ești cu mașina. Gândește-te că majoritatea mă cheamă, mă invită la nuntă, efectiv. Interes. Și mă duc, la câțiva chiar am fost. Iar am fost, recent am fost la niște miri doar să-i salut, pentru că fusesem la o altă nuntă invitată și doar să-i salut și am fost și pentru ei, dar și pentru că acolo, la nunta respectivă, erau încă 4 sau 5 cupluri dintre ale mele. Da. Și atunci a zis, mai e un grup foarte mare, au lucrat toți, erau toți acolo și sunt dragi toți. Mi se întâmplă să mă întâlnesc în mall, în oraș, cu oameni. Uh-huh. Care îți dai seama, am lucrat. Eu rețin oamenii cu care ai interacționat și ai interacționat însă bine. Însă nu-i mai știu după nume. Sau nu mai știu când a fost evenimentul. Salut! Mai știi? Da, mai știi atunci. Știu, da. Și zic, măi, dacă fac o corelare între locația evenimentului și dată, dacă mai spun și ce muzică au avut, deja încep să-mi aduc aminte, știi? Dar mă întâlnesc cu oamenii și mă comport ca și când zic, băi, ok, ne știm, mă bucur că am lucrat, vă mai așteptăm pe la noi, știi? Bun. Spune-ne că eu te-am văzut, așa am și hotărât să lucrăm, te-am văzut prima oară pe TikTok cu acele dansuri. Te-am întâlnit la un eveniment împreună cu Duet Lux. Care-i povestea dansurilor virale? Cum a început? În pandemie. În pandemie. Okay. Pentru că, da, s-a închis treaba, activitatea. Aveam mai mult timp pentru mine. Oricum, eu cochetam cu stilul ăsta nou de dans pe care acum îl fac. Să spunem și oamenilor, se numește Shuffle Dance. Okay. Cochetam de mult timp, adică îl predau undeva din 2018 la Copilaș l-am început. Okay. Știam de el, încercasem să mai predau un pic până să-mi deschis sala mea, încercasem să mai predau prin 2017 o variațiune a lui. După care în 2018 am început cu copiii, copiii au fost foarte interesați de stil, na, țopăie toată ziua ce să nu le placă. După care am zis, păi da, hai să merg spre adulți. Și am început să predau și la adulți. Cumva a venit pandemia, era mult timp acasă, am început să fac niște mini-tutoriale, niște filmulețe. Au prins foarte bine, foarte bine. Intrasem pe zona de Reels-uri Instagram. Acolo a fost boom-ul cel mai mare, de fapt, în care, în momentul în care s-a dat drumul la update-ul ăsta de Reels pe Instagram, am și intrat cu filmulețe care erau deja postate pe TikTok. Și atunci, fiind printre primele, algoritmul m-a recomandat foarte mult, a început să crească, eu aveam undeva pe Instagram 3000 de follower și acum am 76.000 datorită filmulețelor. Cât a făcut cel mai mult? 7.4 milioane. Auziți, băieți. Da. 7.4 milioane care s-a întâmplat, cred că într-o săptămână, două, ceva de genul. De la o nuntă era filmat. Și cât te-a ajutat, cât te-au ajutat aceste materiale ca și credibilitate în fața clienților? Foarte mult. Foarte mult. Au fost foarte mulți copii care m-au văzut și au venit la mine. Păr roz, uite, face dansul ăsta, vreau să merg la Roza. Ulterior, după aia am apărut și la România au Talent. Iarăși a fost un boom și acolo. Am început să promovez treaba asta în România. E greu, dar e direcția care trebuie. Dar e plăcut să vezi că lumea te recunoaște și îți spune te urmăresc, știi, vin la tine și te urmăresc, îmi place ce faci. Nice. Da, și vreau și eu să vin la cursuri. Și automat vin oamenii la cursuri. Sunt miri asta, care mă știu, așa. Asta este cel mai relevant lucru, că
mai vorbeam în diverse discuții cu prieteni, măi, e foarte important să găsești acel ceva. Bine, acum este și destul de mainstream, să-ți facă plăcere ceea ce faci. Uh-huh. Dar în esență, sunt puțini oameni care cu adevărat le face plăcere ceea ce fac și au și un venit care să le dea liniște pe zona asta. Și mă bucur că ești în zona în care e plăcere cu... E întâi plăcere, după care este partea financiară. Da, normal, toată lumea spunea, ai, mă, lasă-mă cu... Că sigur vrei și o situație financiară, trebuie să ai o situație financiară bună din treaba asta, să-ți dea liniște. Da. Corect, dar întâi este plăcere, după care vine partea asta la altă. Fac cu pasiune ceea ce fac, o fac de ani buni, consider că o fac bine, se poate și mai bine, normal, se poate, ca în orice domeniu. Pot să fac și mai mult de atât, pot. Dar momentan sunt așa în 30 de planuri. Roza, că ne apropiem de final. Sunt lucruri pe care trebuia să le discutăm despre această coreografie pentru dansul mirilor sau despre coreografii și nu le-am atins din punctul tău de vedere. Ce le-ai transmite oamenilor legat de poziționarea momentului respectiv, adică câteva lucruri pe care noi nu le-am atins. Nu știu, ce n-am atins a fost treaba asta cu costumația, cu rochea fetelor. E super important. Am avut mirese care și-au ales o roche care nu le permitea să ridice brațele. Okay. Eu nu zic, sunt super pe toate rochile. Tu în momentul în care te duci să probezi o roche de mireasă, tu stai pe un piedestal acolo, dreaptă, nu te miști deloc. Sunt puține miresele care să meargă cu rochia respectivă, să facă niște mișcări. Tu la nunta ta vrei să te simți bine. Cumva aceste mirese care își aleg rochia incomodă, ajung în timpul nopții să regrete rochia pe care și-au ales-o. Și e păcat. Și încălțările și toate cele. Recomandarea mea și la încălțări. Nu stați la biserică în tocuri, mai bine spui niște șlapi pe sub rochi, oricum nu se vede, stai și o oră în picioare, se umflă picioarele, mai bine stai cu ceva comod, iar rochia trebuie să fie comodă, plăcută, frumoasă, dar trebuie să fie comodă, trebuie să te miști. Asta e recomandarea pe care nu o spune nimeni, nici măcar furnizorul de rochi de mirese nu-ți spune, băi, mișcă-te, ridică brațele, vezi dacă poți să dansezi. Unul la mână, doi la mână, se știe rochia de mirese, toate rochile de mirese se lasă. Eu, recomandarea mea pentru toate miresele mele a fost tace de siguranță. Poate totuși după podcastul ăsta poate vede cineva și face un sistem cu niște capse transparente să facă un tip rochei și cam atâta din punctul ăsta de vedere. Dansul, da, poate fi afectat în funcție de roche, poate. La orice furnizor de dans ar trebui să se ducă și să explice ce roche au, indiferent dacă el întreabă sau nu. Asta este rochea cu poze concrete. Și, nu știu, ar trebui, poate asta e părerea mea, să încercăm să ieșim un pic din zona de confort, să nu mai aleagă mirii melodii clasice, okay, că sunt mult mai multe melodii. E o grămadă de muzică, le spun și eu inclusiv. Foarte bună. Deci, da. Foarte bună. Și inclusiv playlist-ul de la nuntă ar trebui să fie un pic diferit, pentru că poți să mai pui și niște melodii de actualitate. Un pic. Acolo. Punct. Așa, amin. Roza, eu îți mulțumesc pentru toate informațiile astea extrem de valoroase. Sper să-i ajute. Știi cum e. Dacă un singur lucru iau din materialul nostru, e este perfect. Mai mult decât... Suntem câștigați. Important. Cam asta a fost un material despre dansul mirilor cu Roza de la Roza Dance. Eu am fost Alexandru Iancu. Țineți aproape de noi pe canalul Urban Events. Nuntă altfel, evenimente neconvenționale. Mulțumesc! Dacă mai sunt gânduri, idei, noi am făcut un prim material despre dansul mirilor cu generalități, cu lucruri din experiența noastră, din experiența Rozei.
Dacă sunt întrebări, vă invit să le adresați în comentarii și dacă vom centraliza mai multe, promitem că revenim și cu materialul 2 și cu răspunsurile la aceste întrebări, pentru că în industria nunților este nevoie de informație pentru a-ți lua o decizie cât mai asumat și cât mai corect.